îmi doresc un oraș Botoșan liber de droguri, fără a ajunge să avem acest flagel în municipiul Botoșan, care astăzi există, și pentru acest lucru vom avea centre de consiliere, vom avea camere de supraveghere în jurul școlilor și vom avea patrule ale poliției locale dedicate pentru acest subiect. Dispecerat la poliția locală cu tel verde special pentru această problemă și colaborarea cu celelalte instituții ale statului pentru a nu ajunge în situația altor orașe sau pentru a nu agrava ceea ce există astăzi în Botoșan, pentru că acest fenomen există. Și copiii noștri au nevoie de siguranță, au nevoie de consiliere, au nevoie de explicații, au nevoie de dialog, au nevoie de tratamente acolo unde este cazul. Și municipalitatea și eu mă voi implica pentru a nu avea acest flagel în municipiul Botoșan. Este o problemă care ne preocupă, nu doar pe mine, ne preocupă pe noi botoșeneni. Am și eu copii, am copii la vârsta adolescenței care pot cădea pradă acestei tentații, cu care trebuie să discutăm, cărora trebuie să le explicăm sau acolo unde este cazul, trebuie să îi îndrumăm să nu ajungem în situații mult mai grave. Vom avea discuții cu părinții dacă vor dori, vom avea centre de consiliere, vom avea discuții la toate școlile botoșenene, cei mai mici și cu cei mai mari, despre această problemă. Iar instituțiile din subordinea noastră, cum ar fi poliția locală, cum ar fi resursele pe care le vom implica în combaterea acestui flagel, vor fi direcționate de către mine și în această direcție. Voi acorda o atenție deosebită acestei probleme și nu îmi doresc să ajungem în situația altor orașe.